Bucovina Rădăuți a predat lanterna roșie a clasamentului după ce s-a impus pe teren propriu cu scorul de 1-0 în fața celor de la Aerostar Bacău într-un meci din etapa a 18-a. Un meci zgârcit în fază de poartă în prima repriză, cele două formații fiind angrenate într-un joc de uzură cu o ușoară dominare teritorială din partea băcăuanilor. Jocul a mai căpătat culoare după pauză când gazdele și-au trecut în cont o primă mare ocazie dintr-o poziție de 1-1 cu portarul. Unicul gol al întâlnirii a căzut la jumătatea reprizei secunde, când ganezul Agbleta a transformat impecabil o lovitură liberă de la aproximativ 20 de metri. Un gol de 3 puncte pentru Bucovina Rădăuți, echipă care a obținut a doua victorie stagională și a predat lanterna roșie a clasamentului celor de la Aerostar. Iată rezultatele complete ale rundei cu numărul 20. Ceahrăul 2 Piatra Neamț, Cosarom Pașcani 1-1, Petrotub Roman, CSM Moinești 2-0, Bucovina Rădăuți, Aerostar Bacău 1-0, Bucovina Pojoruta Astat.